Ce fac, băieți, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 19 Draft spre Gloria. Înainte să începem, nu uita să lași un like dacă vrei să vezi această serie mai des pe canal. Hai să încercăm să ajungem data asta la peste 3500 de like-uri, ar fi absolut genial. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive, ghete de fotbal, training-uri, tricouri, mingi și toate cele, argol.com/ro. Link-ul este în descriere. Ai acolo 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Haideți să vedem acum ce formație ne dau nebunatici ăștia. 4-3-3 attack, interesantă. 4-4-2 flat. Parcă m-aș duce pe 4-3-3 attack. Haide, avem nevoie de doi mijlocași centrali foarte puternici, foarte buni box to box. Îl dă pe Pippo. Pippo ar fi bun dacă n-ar fi Pippo. Are decât 3 stele la Wickfoot, 3 stele la skill moves. Nu mersi de aici. Cam singurul jucător pe care îmi place mie să-l folosesc este Neymar Sito. Mi-a dat nebunul ăsta de Team of the Year Cristiano Ronaldo. Stai puțin că aici merge un selfie. Neapărat trebuie să-l facem. Am luat bestia asta, nu face chemistry cu Neymar, da, n-aveam cum să nu îl luăm. Vedem și următorul, Lozano e promițător gagiul ăsta. Da, cred că asta e opțiunea noastră acolo, vedem. Sané, interesant jucător, dar din nou vedeți voi, nu face chemistry. Ce mai avem? Germania, MLS, Spania 1. Dar oricum niciunul dintre ăștia nu prea face chemistry. Deci îl iau pe Sané. O, să fie greu cu chemistry-ul. Foarte greu. Mamă, ce-mi dă acum? Unari, Italia 1. 3-3 pace l-am luat pentru chemistry. Știți și voi, băieți, asta. Știți și voi că l-am luat pentru chemistry. Joao Cancelo. Bun Cancelo aici. Lala. Bun Cancelo. Să vedem și fundașul central Eder Militao, Sergio Ramos, Culiba, Varun, ultimul duier, Varun. Cum să fac, ce să fac? Deci vă spun, băieți, e prea bun. N-am cum să nu-l iau. Este prea bun. Îl iau pe Team of the Year, Varun. Am făcut un draft fără chemistry acum, dar asta este. Pur și simplu, a dat jucători prea buni. Brazilian, Italia 1. Aici avem o opțiune interesantă. Alan ăsta. Bunicel. Ia și chemistry. Ca să-l țin pe Neymar cât de cât acolo. Bun, Davies, Grimaldo, Kadar, Robertson și Hernandez. Hernandez, în schimb, mă ajută. Mă ajută puțin aici cu Varane dacă îl schimb. Dă Bonucci în schimb. Dă Bonucci cu Catalyst. O opțiune bună pentru chemistry. Dă și Sergio Ramos o opțiune și mai bună pentru mine. 75. Vedem după aia ce ne pică pe banca de rezerve. Mă duc așa și așa și e bine, bine, e foarte bine. Deci îmi asum cuplul ăsta de fundaș central. Mi-l asum, băieți. Mi-am dat numai din Italia. 3 din Italia. Haide, mă. Leno, Loris, Szczęsny. Wow! Nu te cred, la fond ai 6. Nu te cred. Of, 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 of. 7-7 chemistry. E greu. Mane, Brand, Lewandowski, Crisito și Insigne. Schimba Alan acolo? Ce zici tu? Și-l bat pe Mane. Și am și pentru Sané. Și parcă o mai scoatem la capăt. Sau bag Insigne. Fii atent. Dar nu că așa numai Sané. Lasă-mă că bag Mane frumos. Pa, pa, pam. Scop pe Nenei. Schimb băieții așa, mă duc în 81. Greu, greu, greu. Salah, Ribery, Forest, Laporte și Kimmich. Ribery asta ce e? 5-4. Bun ăsta, mamă, mamă, bun ca super sub. Salah. A, o să fie un draft greu. Nu știu cu chemistry ăsta. M-am încăpățânat să iau câțiva jucători. Ăștia ne ajută. Câțiva jucători pentru că au pur și simplu rating mare și foarte bun, cum e Team of the Year Ronaldo, dar trebuie să-l iau, cum e Varane acolo. Marcelino! Marcelo! Ia vino tu, Marcelo!
Aici Marcelo, mamă ce apărare. Și acum dacă o fac pe asta așa, mamma mia. Ok. 10 acolo, 7, 3. Sané ăsta aici, 3. Ne cam încurcă puțin, asta e să vedem, așa pierdem. Mai avem opțiuni. Ia să vedem de ce avem noi aici, un Rodriguez, un Sterling. Ca de weak foot ăla. Sterling ăsta promițător tare aici. Sterling, ok, suntem un 84 chemistry. Vedem ce mai pică până la final. Pe ăsta l-am avut pe Calvert-Lewin. L-am avut în draftul trecut și a reușit să câștigăm, dar aici cred Gomez ne ajută. Fii atent. Gomez vine bine, bun. Bun de tot. Frumos, elegant, tot ce vrei. 92, ne-am cam salvat. Problema e că o să-mi trebuiască un 2 super sub minim. Că e Lozano ăsta. Vinicius. Interesant. My friend Vinicius. Asta mi se pare că avea și jumping bun, asta e. 92, da. Deci dă și cu căpățâna Vinicius. Okidoki. Clivert. Mamă, intră bine Clivert acolo. E de full cam de Ronaldo, dar nu mă interesează că Ronaldo oricum e. Are 99. Vinicius la jucă. Să-l joc pe Vinicius ăsta în fața lui, lui Neymar. Să-l bat după aia pe Neymar după minutul 1. Opțiuni bune, interesante. Ia să vedem, creștem. Uite, deci un 95 așa, Chicos. 95 ne-am dus. Sperăm acum la mijlocaș central puternic, box to box. Asta ne mai trebuie. Mamă, și mi-a dat Bruno, frate. Și Banega. Dacă nu după minutul 1 modificăm, băgăm Marcelo acolo, o să fie complicat, foarte complicat. Goretzka. Super sub la mijloc, Goretzka. Ok. Bun. Bun, Goretzka. Jordi Alba. Oare mai bun Jordi Alba acolo? Nu e clar mai bun, dar să joc pe Marcelo la mijloc. Decizii, decizii. Filipe Luiz, altă opțiune pentru mijlocul terenului. După minutul 1. Opțiuni peste opțiuni. Doi jucători rămași. Mă roagă cu Jordi Alba și cu Sandro de două ori și cu Walker. Nu niciodată mi s-a întâmplat să mi se repete așa jucătorii. Cred că dacă schimb Ramos cu Varan, cred că închem. Stai puțin. Ia joacă așa. Cred aici că dacă am schimbat... Nu? 10-7 rămâne Varan în 7. De ce mă, țuțule, mă? De ce rămâi tu în 7, mă? Dar mai bine Varan în 7 și Ramos în 10. Mai bine așa. Aici cum era? Era Ramos în 7. Mai bine, pentru că Varan oricum e... Foarte high rated, are viteză, are de toate. Guaita, Costil, Sales, Bizo. Nu mă interesează absolut niciunul dintre ăștia. 95 chem. Banega. Și ce schimbări avem noi după minutul 1? Va pe Goretzka la mijloc. Și Sane ăla arată bine. Da, cred că va pe Goretzka la mijloc. 3 schimbări fac după minutul 1. Bag pe Neymar pe aici. Goretzka aici. Și să-l joc pe partea asta pe Sane. Arată bine, 99 pace, frate, ești nebun. Weakfoot într-adevăr decât 3, dar arată bine de tot. Foarte bine. Vedem după minutul 1. Hai să vedem și managerul. Poate ne ducem full cam. Poate. 97, 96, 97, 95, 97. Bun așa, băieți. Vei câțiva jucători de senzație în draftul ăsta. Ronaldo, Varane, Sané, super jucători. Oh, ce echipă bună, Maradona de 98, Team of the Year, Kevin De Bruyne, Team of the Year, N'Golo Kante, Del Piero, Rashford, Mbappé, ok. Super echipă, frate, super echipă. Hai Ronaldo! Team of the Year, Ronaldo, ratare mare, poate acum! Oricum începem bine, presăm. Hai Cristi! N-are cum să rateze, de aici nu. Team of the Year, Ronaldo e mult prea OP la fazele astea.
Haide, Cristi! Dă-mă gol, mă! Ce-s curatorile astea? Un șut, un gol și tu o viță 7000 și niciunul. Nu te crezi, Sterling! Hai mă, băieți, mă! Cum să ratezi atâtea șanse? Bine, mă, bine, mă, cu noroc, dar intra mingea în poartă. Păcat că nu... Marcăm ocaziile pe care le avem, mare păcat. Da, dar cum să ratezi de acolo? 3-1. Bun așa. Oh, nu cred că a ratat! Pusese pauză și adversarul pusese pauză, a crezut că e gol! A vrut să iasă dacă era gol, dar așa nu mai iese acum. Da, n-avea cum să rateze de acolo și v-am zis, da, 4-1 și iese adversarul. Victorie convingătoare în primul meci. Sfertul de finală, un sistem foarte ofensiv, 3-4-2-1. Neymar, team of the year, foarte periculos. Messi, Suarez. Bun, Iașin în poartă. Eder Militao, Marquinhos, Koulibaly. Echipa nu-i rea. E formație foarte ofensivă. O să fie interesant de văzut cum se termină meciul. 0-0 sigur nu se termină, sau cu 1-2 goluri. Cred că se vor da o căruță de goluri. Sane! Ce șut! Neymar! Hai mă, Neymar, mă prinde poarta de acolo! Voi știți de când, cred că s-a auzit, eu de fapt am dat șutul. Nu după ce a făcut el preluare. Am dat mult înainte, dar el n-a refuzat să dea șut. Și după aceea am apăsat încă o dată pe șut și a luat ca și cum ar fi time finishing. Ceea ce n-a fost cazul. Hai, Cristiano. O ratează Ronaldo de acolo, n-avea cum să rateze. Vinicius aproape de 2-0. Oh, bară. Oare de ce nu sunt surprins? Aoleu, dar a trecut. Vreau să vă reluare acum, dat. A trecut prin plasă? Voi pe bune, am rupt plasă, aia stai. Centrare și... A, nu m-a lovit bara aia de jos. Din spatele porții, ok, și de asta... Mult efectul ăsta, am înțeles acum. Super fază, hai Neymar! De ce trebuie din a doua? De ce nu intră din prima? Bun. Vinicius! Ce le-a făcut Vinicius acolo? 4-0. Nu știu ce credea el la 3-0 că mai are șanse să revine. 4-0 și probabil Rage Quit. Da, Rage Quit, mergem în semifinale. Următorul adversar, 4-3-1-2. Ok, Team of the Year, Modric, Team of the Year, Varane, Team of the Year, Marcelo. Are și pe Huri de 94. Ăla e belea. Aoleu, Ronaldo, Team of the Year, cum a luat-o Szczęsny pe aia? Atac foarte bun, păcat. Sane cu golul, superb.
Cristiano, 2-0. Hai Vinicius. Hai Vinicius, 3-0, aia. Și cred că e rage quit din nou. Da, rage quit, băieți. Mergem în finală. Adversarul din finală, 4-5-1. Team of the year, Ramos. De Gea, ăla în poartă, ok. Mendy pe stânga, Aguero, Lidman, Douglas Costa, Gareth Bale. Câțiva jucători foarte periculoși în echipa sa. Vinicius! Vinicius cu golul! 1-0! Bine, mă! Haide, mă! Intră, mă! 2-0! Bun! Sau e offside? Nu, nu e offside, e gol! Bine, mă! Varane! Wow! Cum a scos mingea de acolo? Wow, frumos golul, da, bravo. Frumos golul ăsta. Băi, nu închid eu, mă, nu fac eu 3-0 când trebuie să fac. Haide, mă. Nu cred, Sané! Ai, frate, dar ce e, mă, în continuu cu ratări de ăsta? Nu pot să-l înțeleg. Trebuia să fie 5-6-1 meciul ăsta. Bine, câștigăm și așa. Hai să vedem premiile, ce primim. Avem și noi noroc. În final are Rare Players Pack și Gold Pack. Sunt curios dacă din 100 de drafturi jucate de noi asta o să primim și noi odată pentru câștigarea acele premii cu 42.000 de coins sau ceva de genul ăsta. E curios dacă o să vedem așa ceva. Primul pachet nimic, poate din următorul. Cam slăbuțe aceste pachete. Mă așteptam la ceva mai bine. Rare Players Pack. Stai de 50k dacă nu știu, sau nu mai știu. Hai walkout, nu e walkout, ce păcat. Bordeaux măcar este și ne pică un spaniol, mijlocaș central, de la... Bă, stai Valencia? Sunt Valencia, nu, n-am vrut să mă gândesc puțin ca să nu zic o prostie. Cred că e Valencia, nu? Manu Trigueros. Trei spanieli l-au picat. Ah, Villarreal, scuze, Villarreal. Manu Trigueros, ne-au plecat 3 spanioli cei mai buni din acest pachet. E bine, băieți, cam atât pentru astăzi. Încă un draft câștigat. Încă un draft în care n-am avut noroc la pachetele. Măcar am câștigat draftul. Nu uitați să lași un like. Noi ne vedem data viitoare. Vă pupoviță. Pa, pa!